Dedicație specială pentru Titus Corlățean. I-aș da dedicație un film porno de Titus Livius. Dar pentru că el e șmecher? Nu, de Titus Tim. Îi dau ceva de Titus Livius. Cu lupoaica subtă. Ce zice? A urbe condita. Adică de la fundarea Romei. Cine pula mea era? Plinius cel bătrân sau cel tânăr? Nu știu, era Livius. Deci Titus Originalos. Cum începe? Mare internum. Deci marea internă. Era aici. Și aici insulele alea pură. Ia uite. Ce zice? Începe cu războiul. Și scrie și el ceva. Da, doar scrie două rânduri și după trebuie explicații pentru românești multe, știi? Ca să înțelegi ceva. Aici scrie o jumătate pagină explicații. Bă, n-am explicat. Și ce? M-a durut în pulă. De Roma care limbă moartă. Ce-am zis, las-o moartă. E moartă. Asedium pula. Și aici, că e cu barăci. Ia uite. Yeah. Nu știu ce. Declară război lupula. Ah. Știu. Hannibal. Zicea, bă, e cam bolnav. Își trece elefanții. Bă, ce zicea. Așa. Trecerea. Da. Bă, apucă-te și citește ceva. Bă, citește tu titluți care are numele tău. Așa. Eu nasol că nu m-am născut acolo. Ăsta îl cheamă Sempronius Gagicus. Câștigă o victorie, deci și-a luat o gagică victoria. Și avea secrete. Yeah. Claudius. Ia, ce pula mea. Bătălia. Consulii. Dintre mulderi și sculii. Îi dădea sulii. Nero. Ia uite-l pe Nero. Ce făcea? După ce s-a depărtat de dușman. Ia, a putut face asta. Ia uite și pe Hercule. L-a băgat și pe Hercule aici, potit. Hercule, aceste trupe. Și uite, Hercule, ce face trupe? Ni se rupe, zicea Hercule. Ăla, au. Exact, ăia, au. Consulul. Livius. Era consulul Livius. Au, săracul Titus. Câte cave pe căpățâna lui. Nu știu, toate numele astea, la ăștia se termină în sân. Răzvrătirea, s-a răzvrătit, băi, dă-l în pula mea. Aoleu, nu mai pot să dau pagina. Coriolanus. Coriolanus. Le am auzit pe unii, îi cheamă Coriolan. De-aia s-a terminat cu sâul, că te se termina în anus. Da, bă, era sincer, bă, sincer, bă. Mai stă și de poponată când ne gândeam de-aia se termină în anus. Cornelius, ăsta, da, ce putea cu Coriolanus. Deoarece, uite, deoarece plin.
Însuși Scipio s-a îngrijit, l-a îngrijit, că după altul era. Ce după? Rostim aceste cuvinte. Simpax, a zis că vrea pax. A zis gata, mamă. Ce ne tragem atâta? Hai pax! Își dădea în vileag. M-am dat în vileag, zicea ăla. O parte, o dădea parte în parte. 1500 fură. Luați prizonieri. Ăia, da, vezi, îi fură. Ăia, așa, 1500 fură. 1500 de cai, i-a luat cu tot cu cai, i-a zis gata, bă, și cai. Și a luat și 72 de steagă. Mamă, ce bugați era aia, bă. Noi în Caragele nu mai avem steagă. Și Ponta de Sărac, de-aia a plecat pe ăla de la Ponta. Câte steaguri are guvernul român? Are ăla lui, ăla. 2-3-4 steaguri. De 1 decembrie mai pune un steag de la mare. Și-a zis ăsta. S-au ofticat. A zis, ia uite, Titus Livius ne-a zis că ei avea mai multe steaguri. Și avea cai. Câți cai tu ai aici? Ponta, păi, n-am niciun cai. Acum avem mașină. Eu vreau cai. Deci, și steaguri mult. Uite-te acolo în piață, demonstrezi un steaguri. Nu, eu... Du-te și cere-le steaguri. Du-te și cere-le steaguri. Îmi dau demisia. Tu ești premierul meu, trebuie să te duci să le ceri steagurile. Cum să care o grămadă de steaguri așa? Du-te tu! Nu, că eu sunt pe la externe, nu sunt la interne. Ești pe la externe? Deci ești vizicin? Da. Și nici așa nu te-ai băgat la expert. Așa, externalizat. Și acum mă fac și mai extern. Îmi dau demisia de la extern, m-am învățat extern. Ce? Mă fac extern total. Total, da, total recal. Cum eram înainte. Înainte eram adevărat. Acum știu parcă nu. Parcă e aici, front, atmosferic, frumos. Mă poate fac. După moarte, eu. Și după moartea lui Antonio. Vrei să mai prind? Bărbat adevărat ca mine. Bine, atunci îți zic când îți dau telefon de la mulți ani, de ziua ta, Titus, zice Ponta. Îți zic și o să zică și Păsescu și toți ăștia de aici, stângașca de politicieni. Tutus! Și mămica ta o să zică Tutus. Cine Tutus? Fii tu, nu? Fimiu nu e Tutus. Ați greșit adresa. Și nu pot să-i zic la mulți ani. Pa!